Salutare tuturor și bine v-am găsit la PES Simulator 99, dar de fapt este PES Simulator 99 în Fortnite. Avem aici Pet Heroes Adventures, maxim 5 persoane, casual, just for fun, tycoon simulator, 4000 de persoane joacă acum, este un joc, uitați-vă doar la imaginile astea din spate, la videoclipul din spate, cât de mișto arată, da? O să dăm și noi select, o să dăm și noi privat, pentru că nu vrem să jucăm cu nimeni, o să dăm play și o să vedem cum este, da? Asta e prima dată când o să joc jocul ăsta, dar am zis, bă, este pe simulator 99 în Fortnite, hai să-l jucăm, poate merită, poate e distractiv, adică sunt niște peturi în spate cât de cât faine, sunt niște clădiri în spate cât de cât faine și imediat se upgradează, da? Acum, nu știu cum o să fie, nu știu ce trebuie să facem, dar presupun că este ca pe simulator, adică trebuie să colectăm niște bani, să luăm niște peturi, să upgradăm și vedem imediat cum o să fie. Suntem aici la Initiating Travel to Server, mergem aici la server, Preparing, ne pregătim mental, fizic. Mai mult de 100 de peturi, putem să deschidem 30 plus ouă, gold, rainbow pets. Acum nu știu cum o să fie, nu știu dacă o să vă placă, așa că dacă vă place și vreți să vedeți în continuare această serie până terminăm jocul, adică până completăm tot, pentru că cel mai probabil nu o să pot completa tot acum, să spuneți în comentarii și poate continuăm, da? Până atunci, să vedem ce se întâmplă, ia să vedem unde ne bagă, suntem singuri, avem peturi acolo în dreapta, avem autoaci în stânga și, oh, gata, m-a băgat, uite că nici măcar nu sunt cu skin-ul meu, sunt normal, uite ce mișto arată, stai puțin că nu mai așteptam la chestia asta, da? Dăm și noi start? Da, 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 ținem aici apăsat Enter și acum începe adevărata joacă. Ăsta este pe simulator 99 pe care toți îl voiam, da? A primit și un update, avem mai multe zone și mai multe pețuri și cam asta ar fi toată faza. Mergem puțin mai în față, astea stats-urile, stai să ne uităm aici ce este. Da, aici putem să completăm cu anumite chestii, da? Mergem puțin mai în față, vedem acolo ce se întâmplă, putem și să alegăm, perfect. Trebuie să completăm misiunile, acum trebuie să colectăm cu pickaxe-ul 100 de bani. O să mă duc aici, pot să mă duc aici? Da, uite, pot să mă duc. Poate cred că vreau să mă duc la cealaltă, dar o să dau una asta, pentru că deja am început să lovesc. Avem acolo coin hit 17, 18, criticală, tot. Imediat o să fac 100 de bani și după cred că pot să, stai, în stânga zice aim impuls. Oh, uite, vezi, pot să dau click dreapta și se duce puțin în față, gen. Practic a sări cum ar veni. Acum mă duc să deschid primul nostru ou, să vedem cum este. Mă duc puțin în față, stai că avem aici ceva, să nu zici că ăsta este ca Shiny Relic. Da, 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 ca Shiny Relic. Ne ducem aici și ce șansă avem? Uite cât de bună animația este. Și oul acesta pe care îl luăm este care? Arată... Este 8%, vezi că e foarte, foarte bun. Mă duc la 1, n-am nimic. Ca unde mă duc la peturi? Let your pet farm. A, uite că l-avem acolo jos de tot, da, da, da. Îl văd acum și las petul să farmeze, dar unde e? Pun aici și ce face? Unde e petul? Unde e petul? A, uite că vine petul aici și dă direct. Acum, practic, pot să stau AFK, gata, asta facem. Stăm AFK, bine, o să dau și aici să distrug. A, zice, să-mi las eu petul să farmeze gold. Bine, bine. Eu o să mai dau un ăsta, să vedem până atunci. Care distruge mai rapid, petul sau eu? Jocul ăsta pare destul de distractiv, știi? Și este în Fortnite, adică, practic, 2 în 1. Dacă dau click dreapta, stai ca o broscuță mică. Merg aici puțin și trebuie să las petul să facă bani, să-ți face misiunea. Până atunci îți dai seama că și eu trebuie să distrug aici ce am de distrus. Verific inventarul, ia să ne uităm. Ăsta este inventarul, how to play, notes, lobby rank, pickaxe, coin, collect, așa, gata. Practic e să colectez peturi. Ah, verific inventarul, check your pets inventory, ia stai să mă duc. Deci nu cred că pot să mă uit la mine, trebuie neapărat să vin aici. Pets inventory și pot să-l upgradez. Unequip, equip, așa, o secundă. Controller, perfect, ce trebuie să fac acum? Gata? Check, stats, shop. Trebuie să mă duc aici să văd ce pot să cumpăr. Pot să upgradez ceva momentan, 3 gold. A, uite că da, pot, cu 3 gold. Ok, pet power, pet power, ăsta super ieftine. Deci îți dai seama că merită upgradate cât mai mult. Și restul lăsăm așa, perfect. Oricum trebuie să mai facem și noi bani aici. Dăm close, dăm și noi close și ne ducem unde? Trebuie să deblochez area 2 de 34. Uite, special event în jumătate de oră. Nu știu ce asta, dar poate o să mă joc după ce o să termin episodul. Dar până atunci trebuie să fac bani. Ia să mă uit aici. Trebuie să fac bani și eu și petul meu. Acum dau mult mai mult damage și îl fac mult mai rapid și îmi dă mult mai mulți bani. Plus că și petul dă în același timp și trebuie doar să deblocăm partea a doua. Avem 100 de bani deja. Distrug acest coin și după vedem ce se întâmplă. Mă duc aici, perfect. Mă duc aici, ia să mă uit. Mă duc aici, deci ăsta este unde deblochez aria, perfect. Trebuie să stai în zonă ca petul tău să dea damage. Trebuie să stai în zonă și petul se duce la același coin.
Da, Petru se duce la același coin ca înapoi. Trebuie să fac doar 200, gata, și l-am făcut 250. Mă duc aici, dau accept și ce se întâmplă? Deblochez al doilea ou. Deși am uitat partea asta că trebuie să deblochez un ou cu o nouă zonă. Mă duc aici și aici se află ce? Pet slots, ok, pot să am mai multe, 250 de gold, trebuie să mă duc aici. Și astea sunt mult mai puternici. Mult mai puternici, asta înseamnă că dă mult mai mulți bani după ce îi sparg. Trebuie să mă duc să iau și peturi, dar trebuie să fac 250 să mai pot echipa încă un pet. Pare super distractiv, dar 10 SX, adică 10 SX. Aia e zona 21, pardon. Zona 31, zona 3. 3000 de bani trebuie să fac, chiar că o să dureze foarte mult. Putem să dăm și rebirth-uri. Avem și noroc acolo, 0.12%. Vedem aici ce se întâmplă. Trebuie să distrug ăsta cât de mult putem acum. Da, trebuie să fac 200. Uite că deja am făcut 250, dar vreau să distrug ăla. Dau accept, dau tank și atâta, doar unul. Mai pot să mai cumpăr unul? Nu. Deci trebuie să mă duc aici să distrug. Și acolo avem să facem 3000. Dar până facem noi 3000, vreau să distrug asta și vreau să mă duc să iau niște ouă. Asta ar fi toată faza. Dar până atunci vreau neapărat să distrug asta și vreau să distrug și celălalt coin pile, pentru că acolo o să mai dea și altceva. Mă duc aici, distrug toate astea, haide încă puțin, încă puțin. Trebuie să mai dau și damage oricum, trebuie să mai cumpăr player stat să distrug astea mai rapid. Îți dai seama că peturile sunt bune, dar nu sunt cele mai bune, știi? Adică au și attack speed-ul mic, au și damage-ul mic. Oricum vedem acum cât de multă putere are, cât de multă viață rămasă are acel bani. 56, 48, 41, 32, 23, 16, 9, gata, l-am distrus. Uite câți bani am făcut, îți dai seama? Aici 700, da, până îl distrug ăla mai durează. Mă duc în față, aș vrea să fie auto farm, să las Petru să farmeze, dar vine după mine, nu? Da, vine după mine, ce drăguț este. Aici un nou gratis în 10 minute, ok, ok. Mă duc puțin mai în față, cumpăr aici să vedem, să nu fie cel mai slab, știi? Și uite că este încă un ou de genul 500 costă, wow, nu mă așteptam să fie atât de mult. După mă duc aici să mai iau și asta. Cred că este ce este. Trebuie să colectăm peturi și primim mai mult noroc. Da, am mai luat încă un pet, am 0.14%. După, dacă mă duc mai în față, mă duc la peturi, cred că ambele le-am aici. Nu, dar nu vreau să mă duc la peturi, mă duc aici, pentru că vreau să fac puterea cât mai mare la player, știi? Plus la asta la fel, gata, perfect. După mă duc cu cele două peturi ale noastre. Dar ce face ăsta? Dacă dau aici, da, doar ăsta este music și cam atâta. Te învață practic să joci, restul nimica. Este un joc foarte simplu, oricine poate să-l joace. Sunt 31 de zone, 109. Îți dai seama cât de greu o să devină jocul ăsta? După mă duc aici și vreau să mă duc măcar în zona 3, știi? Fiecare pet se duce la alt coin, nu se duc toate la fel. Stai să-l distrug pe ăsta de aici, că e mult mai ușor. Uite ce rapid fac banii măcar. Distrug pe ăsta încă 50. Trebuie să fac 3000 de bani. Nu știu dacă aș putea să fac 3000 de bani atât de ușor. Dar o să încerc să văd cât de multe pot să distrug. Oricum, am trebuit să dau mult mai mult damage, că am dat niște upgrade-uri chiar foarte bune. Stai să vedem cât de mult durează să-l distrug pe ăsta. Dacă puteam să iau 3, 4, oricum. Am deja două echipate. Pot să-mi iau încă 2, 4, 8. 12, 13, 14, 15 în total. Practic 15 în total și am deja 700 de coins. Dar nu e ca și cum stau aici foarte mult. Vreau să văd ce e în zona următoare, că văd acolo, vedeți? În față este ceva acolo și vreau să văd exact ce este. Distrug toate astea. O să dureze ceva să le distrug, îți dai seama, dar după ar trebui să merite. Distrug totul, totul, uite ce ușor e. Petul ăsta e chiar adorabil, uite cum e. E un câine care doar dă și el puțin damage în acest medium coin. După zona 31, zona 21, urât că au făcut asta, gen, adică ăla-i zona 3, ăla-i zona 31, adică, unul lângă altul, unde-i celălalt? Aici, da, 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 perfect. Mai am nevoie de 1500 și după gata, am terminat. Distrug toate astea? Da, le distrug lejer. Bine, nu le distrug lejer, că ar fi mult mai ușor, dar dacă distrug ăsta, încă unul, ar trebui să pot să am banii îndeajuns să continui. Distrug ăsta 400, 350, 300 aproape, 200, 250, acum dau aici, iap, 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 dubi, dubi, da, dubi, dubi, du, că trebuie câteodată să mai și puim pe aici un cappuccino de yapping și mai am nevoie de încă unul. Bine, dacă îl distrug pe ăsta, îl distrug și pe ăsta. Dacă aș putea eu să pun peturile să vină să mă ajute, unde este un lac cu pet, unde se duce petul ăsta? Nu, de ce se duc la astea mici? Vreau să dea un de la mare, stai puțin. Le distrug pe ăsta și îl distrug și pe ăsta. Dacă îl distrug pe ăsta, gata. Peturile distrug coinsul ăia mic și îl distrug pe ăsta mare și gata. Ia să vedem cine termină. Eu sau Petru din dreapta? Cel mai probabil Petru din dreapta, care e mult mai puțin de distrus. Aia e faza. Chiar dacă dă mult, dar chiar dacă dă puțin,
gen tot dă ceva, știi? 500, 600, 700. Level 1 aici. Durează foarte mult, adică practic doar faci bani, asta e faza în jocul ăsta. Colectez cât mai multe peturi, nu știu dacă peturile fac level sau poți să le upgradezi sau ceva, ca altfel să dea atât de puțin damage, ar fi prea puțin, știi? Aproape am făcut banii de ajuns, trebuie să ne uităm, aproape am 3000, trebuie să distrug ăsta și după am bani exact cât îmi trebuie. 62, 51, 40, 25, 10 și gata, și am făcut în sfârșit pot să iau și eu zona 3. Ah, pardon, pardon, trebuie să mă duc aici, perfect, dau claim și mai am încă un pet. Bine, ăsta probabil o să costă 5000! Ok, bine, bine, stai puțin. Ne ducem mai în față, luăm și noi, ce e aici? Ah, ăsta e teleportul, practic ăsta e teleportul. Am luat asta, 0.16%, peturi aici, poți să iau mai multe peturi sau de aici cumpăr peturi? Ok, 5000, 5000 pentru un pet, na, nu o să stau aici până mâine, îți dai seama. Cam ăsta a fost episodul, dacă vă place o să continui, gen pe viitor, dacă vreți să jucăm acest joc. Să-mi spuneți mai mult, dacă vreți să terminăm jocul complet, dacă vreți să jucăm pe simulator 99 în Fortnite și vreți să-l terminăm complet, o să joc eu gen în afara de cameră și o să încerc să mă joc cât de mult pot fără să înregistrez și o să ajungem la final. Dar până atunci să-mi spuneți în comentarii și ne vedem data viitoare la Fortnite pe simulator.